Iubitorii handbalului din Zalău sunt așteptați la sala sporturilor care va găzdui în perioada 22-23 august a 6-a ediție a Cupei Consiliului Județean Sălaj. Echipele participante la acest turneu amical sunt nume importante din handbalul românesc, dar și din cel maghiar. Dunia Jvaroș, ASC Corona Brașov 2010 și Handbal Club Municipal Roman sunt echipele care vor lua parte la acest turneu. Turneul începe joi, meciul de deschidere fiind între HC Zalău și Dunafer. Următoarea dispută a zilei de joi este programată de la ora 11:15, când în sala sporturilor din Zalău se vor duela ASC Corona Brașov și HCM Roman. Cu începere de la ora 16:30 va avea loc duelul dintre ASC Corona Brașov și Dunafer. Meciul care va închide ziua de joi este programat cu începere de la ora 18:15 între Handbal Club Zalău și HCM Roman. Vineri cu începere de la ora 10 va avea loc disputa dintre Dunafer și HCM Roman, iar de la ora 11:45 Handbal Club Zalău se va duela cu ASC Corona Brașov. De la ora 13 va avea loc festivitatea de premiere a celei mai bune echipe de la acest turneu. La sfârșitul săptămânii, mai precis joi și vineri, am programat un turneu de asemenea puternic. Este Brașovul care are obiectiv de 1-3 declarat. Este Romanul care are obiectiv de cupă europeană tot așa declarat, deci de primele 4 sau 5. Și mai vine Dunai Varoș, echipa fostei jucătoare de echipă națională din România și din Ungaria, Estera Matefi, de la Târgu Mureș, o antrenoare care e deja consacrată, foarte ambițioasă, a antrenat în urmă cu 2 ani de zile și echipa națională a Ungariei, jucătoare foarte bune, foarte, foarte puternice, în primul rând din punct de vedere fizic, dar și cu o bună știință a handbalului. Spuneam că echipele astea ungurești au cu totul alt stil și sunt foarte puternice și fizic și disputele cu ele cred că nu poate să te ducă decât spre progres. Intrarea la turneu este gratuită. Tot în cadrul acestui turneu amical se vor pune în vânzare și abonamentele pentru noul sezon competițional. În total vor fi puse la dispoziția publicului 150 de abonamente, dintre care 125 de tichete la tribuna oficială în rândurile 1-5, la prețul de 120 de lei și 25 de tichete cu reducere pentru pensionari, care vor fi vândute la prețul de 50 de lei și vor fi valabile în tribuna oficială rândul 6. Persoana de contact pentru mai multe detalii despre vânzarea abonamentelor este Gheorghe Sână, secretarul formației HC Zalău. Numărul de contact în vederea preluării de abonamente este 0741 138 911.